S-a văzut lucrul ăsta, am spus-o că încrederea se pierde foarte ușor. Am câștigat-o de-a lungul etapelor, odată cu rezultatele bune, după aceea am simțit asta, s-a văzut și în anumite momente. Spuneam la început că au calitate foarte bună, foarte mare jucătorii Craiovei. Asta a făcut ca noi să ne retragem în multe momente, presiune pe noi și am pierdut foarte multe mingi. Asta mi-a arătat că totuși am fost temători. Îmi pare rău că n-am jucat la fel ca în momentele în care am jucat cu doi atacanți. Am pus presiune pe ei, poate ei și la căldura 1-0 sau au dorit să conserve rezultatul, dar îmi felicit băieții și cei care au intrat, pentru că după câteva meciuri, în sfârșit, cei care intră după bancă intră cu plus. Da, schimbările au avut efectul scontat și după meciul 75 echipa arăta mult mai bine din punct de vedere ofensiv. Da, și în prima repriză și datorită pressing-ului lor foarte agresiv, am avut o ocazie foarte mare la 0-0 pentru că, da, vă spuneam, în momentul în care am avut rezultatele bune, am fost și o echipă foarte eficientă. Aveam una, două ocazii, marcam un gol. Aveam trei ocazii, marcam două goluri. Și de data asta am ratat și pe urmă am fost taxați. Dar, repet, până la minutul 70 au pus presiune tot timpul pe noi. Și când ne încăpățânăm să jucăm pe o anumită zonă, când este o zonă aglomerată, atunci s-au obișnuit să paseze scurt și se fac greșeli, rămâne adversarul în treimea noastră, apar fazele fixe, probleme, dar una peste alta, repet, este un punct muncit și îmi doresc odată cu punctul ăsta să recăpătăm încrederea. Vorbeam și cu jucătorii, un punct obținut așa cu șansă, pentru că ați marcat la primul șut pe poartă. Da, așa este. Avem jucători cu calitate bună și șutori chiar și mereu îi cer, pentru că nu încercăm poarta, chiar dacă nu nimeresc ținta. Important e ca să marchezi gol, trebuie să dai la poartă. După aceea, normal că trebuie să prinzi și cadrul porții. Dar sunt meciuri și meciuri. Asta e situația. M-aș bucura să fim așa eficienți, apropo de primul șut singurul pe spațiu porții. Și noi am pierdut la Cluj, la fel, cu singurul șut pe spațiu porții, am pierdut punctul pe care cred că îl meritam. Credeți că rezultatele negative din ultima vreme au venit și pe fondul unor restanțe salariare? Nu vreau. Ca să înțelegeți, din punct de vedere al salariilor, suntem cu banii la zi. Restanțe sunt banii din urmă, asta că mă tot întreb și nu vreau să-ți evit întrebarea, dar nici nu vreau să marșăm prea mult pe subiectul ăsta. Din punct de vedere salarial, banii sunt la zi, doar restanțele din sezonul trecut. Terminați acest tur mult peste așteptări, după cum anticipau unii specialiști, întrucât Hermașa de nou promovată cu 23 de puncte. Dumneavoastră, sunteți mulțumit cu acest bilanț? Da, sunt mulțumit, însă puteam și mai bine, puteam avea multe puncte, dar trebuie să fim sinceri, puteam avea și mai puține. Acum, normal, în momentul în care am avut acel parcurs foarte bun, așteptările sunt foarte mari, lumea își dorește mult mai mult, eu trebuie să fiu echilibrat chiar și la flash-uri și la interviuri, pentru că lumea trebuie să înțeleagă, este primul an al nostru după promovare și nu este ușor. O echipă omogenă, nu foarte multe schimbări și tocmai de asta mă bucur. Cred că am avut un parcurs bun pe acest tur, dar îmi doresc mai mult. Sunt sincer, vă spun asta, visez la mai mult. Ne-au și jucătorii și dacă eu... doresc play-off-ul. Da, ne dorim. Este normal să jucăm, pentru că, vedeți, este un campionat foarte echilibrat. Rezultate neașteptate, cum spuneam mai devreme, poate Faru, chiar dacă a avut două evoluții mai puțin bune, au luat totuși 4 puncte la Sipsi și cu Rapidul. În rest, cam toate echipele au suferit, au avut o criză de rezultate și noi, și încă o dată spun, cu punctul ăsta sper să îmi doresc să mergem mai bine. Mulțumesc!